În ceea ce privește numărul căsătoriilor, acest număr al căsătoriilor a fost la 190.000 în anul 2007, după care în anul 2012 îl găsim într-o scădere abruptă la 106.000. Deci, cu alte cuvinte, în doar 8 ani, numărul de căsătorii din România a scăzut la jumătate. Vârsta primei căsătorii a crescut foarte mult, de la 22,1 ani în 1989 la 27 de ani în 2012 pentru femei și similar și pentru bărbați. În ce privește rata divorțurilor, adică numărul de căsătorii care se desfac la 100 de căsătorii, aceasta este în creștere de la 20,2 în 1990 la 34 în 2011. Deci, cu alte cuvinte, în frumoasa mea țară, România, din 100 de căsătorii care se încheie, 34 se desfac. Și să știți că imensa majoritate a acestor căsătorii se încheie la biserică. Adică sunt oameni care au trecut pe la preoții noștri și care ar fi trebuit să fie catehizați în legătură cu aceste probleme și cu semnificațiile pe care le are divorțul din punct de vedere religios. Rata copiilor afectați de divorțul parental era în 2011 la maximul istoric de 5600 în toată România. Rata mortalității infantile este singurul indicator din toate cele din lista mea care s-a îmbunătățit, scăzând de la 26,9 în 1989 la 9 în 2012. În ceea ce privește incidența bolilor cu transmitere sexuală, care sunt un indicator excepțional de important pentru starea de moralitate sau, dacă vreți, de imoralitate a unei națiuni, pot să vă comunic faptul că numărul de cazuri noi de infectare cu HIV-SIDA la 100.000 de locuitori a crescut alarmant început cu anul 2007, când era 158, până în 2012, când a atins maximul istoric de 465. Rata sinuciderilor la copii, la maximul istoric de 6,3 la 100.000 de locuitori în anul 2012. Tuberculoza, care, după cum știți, este boala sărăciei. România avea în anul 2010 cel mai mare număr de îmbolnăviri cu TBC din Europa. 126 de îmbolnăviri la 100.000 de locuitori. De asemenea, cea mai mare rată a mortalității prin TBC din Uniunea Europeană. 6,6 decese la 100.000 de locuitori. Infracționalitate și infracționalitate juvenilă. Infracționalitatea, la modul general, este în creștere începând cu anul 2005, când s-au înregistrat 208.000 infracțiuni, până în anul 2012, când s-au înregistrat 308.000 infracțiuni. Infracționalitatea juvenilă, între 2002 și 2012, s-a situat la în jur de 1.200-1.500 de cazuri. Numărul de copii și adolescenți arestați preventiv sau deținuți în vederea proceselor a fost în anul 2012 de 887, ceea ce a însemnat dublu față de anul anterior. Și, în sfârșit, bunăstarea copiilor. Numărul de copii aflați în momentul de față în instituții de ocrotire colective este iarăși un indicator care s-a îmbunătățit, dar aceasta pentru că, după cum știți, la începutul anilor 90, situația în România era absolut catastrofală. În momentul de față mai sunt în România 20.000 de copii în orfelinate față de 50.000 la începutul anilor 90. Rata adopțiilor însă, care este iarăși un indicator important al modului în care oamenii privesc datoria lor comună de a se îngriji de copii, era la minimul istoric de 118 adopții la 100.000 de copii în anul 2012. Și în sfârșit, și cu asta închei cu cifrele, riscul de sărăcie la copii. În 2012, 34% dintre copiii din România erau într-un risc iminent de sărăcie. Acest risc varia între 40% pentru gospodăriile cu un singur părinte. Iată de ce este importantă căsătoria în primul și în primul rând, pentru că asigură bunăstarea copiilor. Și 18% pentru gospodăriile în care erau prezenți ambii părinți la un singur copil. Însă, în cazul gospodăriilor în care și mama și tata erau prezenți, dar aveau 3 sau mai mulți copii, riscul de sărăcie era de 60%. Asta, deci, în România, într-o țară Uniunii Europene. O să vă rog să adăugați la aceste date pe care eu vi le-am furnizat acum și care vi se par poate destul de greu de digerat următoarele. Economia României este complet distrusă în momentul de față. Tot ceea ce ar fi putut să producă în România valoare adăugată a fost pus la pământ, dat la fiare vechi, ras, tuns, frezat și pe locul respectiv au apărut niște moluri sau n-au mai apărut nimic, au crescut buruieni. Începând cu 1 ianuarie, pământul se vinde la liber către străini. Din punctul nostru de vedere, și al meu personal, cel puțin aceasta ar putea să fie asimilată unei crime de înaltă trădare, pentru că
că resursa, terenul agricol în special, este o resursă de interes național și de interes strategic. Și România, deși este o țară care are capacitatea de a hrăni 80 de milioane de oameni, importă 70% din alimentele de primă necesitate. Ca să nu credeți că ne plictisim în România, avem parte și de lucruri primite, nu numai ni se iau lucruri cinesc, ci ni se și dau, cum ar fi, spre exemplu, propaganda extraordinar de agresivă a sodomiei, a imoralității sexuale, făcută prin toate mijloacele posibile, de la mediul academic până la mass media și internet și de către toate celelalte. Anul trecut în România a existat prima încercare de legiferare a așa zisei căsătorii între persoane de același sex. Ea a fost respinsă, au primit doar 6 voturi favorabili din 600 de parlamentari, ceea ce nu înseamnă că nu vor mai încerca, noi ne așteptăm să încerce și să fie din ce în ce mai insistenți. De asemenea, prostituția nu mai este considerată infracțiune începând cu anul 2012, mai nou se face și propagandă pentru legiferarea ei. Nu în ultimul rând, să știți că a început să fie organizată evacuarea noastră a celor cu discurs tradiționalist din spațiul public, în sensul că instituțiile publice nu mai acceptă să mergem pentru diferite evenimente și conferințe în interiorul acestor facilităților puse la dispoziție de ei. Nu același lucru se aplică și adversarilor noștri care pot să susțină liber conferințele oriunde, inclusiv la Universitatea din București. Și de asemenea, cel mai recent, trebuie să facem față unui atac intens și foarte bine direcționat, prin care aceleași persoane și organizații, ale căror surse de finanțare în general sunt Uniunea Europeană și Fundația pentru Societate Deschisă a lui Soros, un nume care cu siguranță vă este familiar, încearcă simultan eliminarea din școala educației religioase și introducerea în locul ei a unei așa zise educații sexuale, în care copiii sunt învățați că imoralitatea, avortul și libertinajul sunt drepturi firești. Nu în ultimul rând, aș vrea să adaug că la reforma codului penal din anul 2009 se propusese reducerea vârstei consimțământului sexual de la 16 ani la 13 ani. La întrebarea, bineînțeles că a ieșit cu scandal și la insistențele noastre a fost ridicată la 15 ani. Dar semnificativ este faptul că la întrebarea noastră la ce anume îi folosește un copil de 13 ani să întrețină relații sexuale, nu s-a găsit decât același veșnic și stupid răspuns, așa e în alte părți. În regulă, asta a fost imaginea României, așa arată România integrată în Uniunea Europeană. Eu nu sunt politician, probabil că discursul meu diferă foarte mult de ceea ce dumneavoastră auziți la televizor, dar știu că și aici a început ceea ce se petrecea în România numai cu vreo 15 ani, și anume promovarea pe toate căile posibile aceste idei a integrării europene. În ce mă privește pe mine, eu n-am să ascund asta, eu sunt un unionist și sper să ne regăsim în granițele României mari. Pe de altă parte, dumneavoastră sunteți cetățenii unei țări suverane și nu vă poate spune nimeni ce anume să faceți și ce cale să urmați. Dar vă las să trageți singur concluziile. Dacă după cele expuse de mine, dumneavoastră credeți că în România, țară membru a Uniunii Europene, sunt respectate drepturile și valorile fundamentale, acestea care ni se flutură permanent prin față pe la televizor, atunci vă rog să acționați în consecință. Domnul prim-ministru Tarleva a spus acel proverb, care am înțeles, proverbul rusesc care am înțeles că se traduce în românește prin totul este în mâinile noastre. Eu vreau să vă avertizez asupra faptului că odată ce vă integrați în Uniunea Europeană, dacă într-adevăr acest lucru doriți, deciziile nu vă vor mai aparține. Legile în România nu mai sunt făcute la București decât legile minore. Legile importante sunt făcute la Bruxelles de către o clică de birocrați care sunt numiți și nu aleși, iar politica externă este decisă de la Washington. Decideți deci acum cât mai puteți, pentru că după aceea va fi prea târziu. Vă mulțumesc! Должны пригласить человека из зала, Николай Ротарь. Есть что сказать ему? Просим. Опять же напоминаем о том, что регламент ограничен, поскольку время конференции тоже не бесконечно. Я
Eu vă mulțumesc că stau în scena asta. Cer 4 minute. Я прошу 4 минуты. Согласно Конституции Республики Молдова, статья 31, церковь отделена от государства. Но по факту это не так, или совсем не так. Первое. Церковь выделяет земли под государство выделяет земли по строительству церквей и монастырей. Государство регистрирует новые религиозные общественные организации, то есть церкви. Государство иногда помогает деньгами на строительство и ремонт церквей. Государство в крайнем случае может ликвидировать религиозную общественную организацию, то есть какую-то церковь. Государство может поощрить или наказать любого церковнослужителя. Государство сделало нерабочими днями Рождество Христово и Пасху. Государство приглашает священнослужителей на некоторые светские мероприятия. Государство приглашает церковь в больницы и места заключения. Государство утвердило священнослужителей в армии. Государственные деятели поздравляют через средства массовой информации народ с большими православными праздниками. Государственные деятели ходят в церковь по большим церковным праздникам. В то же время церковнослужители произносят молитвы и молятся за руководителей государства. Все церковнослужители ходят на выборы и голосуют, то есть принимают политические решения за государственных деятелей наравне с остальными гражданами. Государство давлеет над церковью. И поэтому возникает вопрос, почему без согласия Священного Синода Православной Церкви можно возбудить уголовное дело против такого высокого сана, как епископ, у которого в ведении более 100 церквей, и который ради этого меняет образ жизни и, по сути, посвящает всю свою жизнь служению людям. В то же время, как против любого депутата парламента, муниципии, села или деревни, без согласия тех же депутатов, уголовное дело возбудить нельзя. Неужели епископ ниже рангом, чем депутат или советник любого сельсовета, которого сегодня избирают, а завтра нет? Итак, исходя из вышесказанного, церковь для государства является очень важным и необходимым институтом. Так неужели нельзя дать церкви и в ее лице епископам хоть какие-нибудь привилегии? Государство обязано уважать церковь. Государственная защита христианских ценностей должна выражаться и в защите церковнослужителей. И тут предложение такое. Думаем, что или коммунисты, или социалисты должны внести в парламент законодательную инициативу по защите епископов. И еще один вопрос. Это дело Маркела, вопросительный знак. Апелляционная палата оставила в силе решение суда, и епископ Бельский и Фалежский Маркел должен публично извиниться перед Гендерком М и выплатить им 10 тысяч лей, а также возместить судебные издержки в 20 тысяч лей. Не будем говорить о материальной стороне дела. Народ давно уже перестал верить и доверять молдавскому суду. Но по факту, куда от него денешься? Маркел ведь защищал и защищает интересы церкви, ее устава, а не свои корыстные и личные цели. И почему в данном случае церковь стоит в стороне? Меняется строй, политический режим, меняются государства, а церковь остается. Она от Бога, она вечная. Да и как человек, у которого были настоящие родители, полностью на стороне епископа Маркела. Но это мое личное мнение. А почему у всей митрополии не такое мнение? И почему у народа, интеллигенции, молдавской элиты нет личностей? Почему не поддерживают епископа многочисленные общественные организации? ПКРМ, ПСРМ, Патрия, Христианские демократы, множество общественных организаций, верующие, хотя бы те, кого родила мама. Он ведь озвучивал официально опубликованные данные, ничего не придумывая самостоятельно. Его пригласили на телевидение дать интервью как православного епископа от имени церкви. И по долгу службы он обязан был защищать многовековые каноны христианства. А его осудили как рядового продавца или охранника. Неужели вся молдавская митрополия против православных семейных ценностей?
и епископа Маркела. А может, по заповедям, если ударили по левой щеке или по одной щеке, то надо поставить бендерком М и вторую. Почему мнение абсолютного меньшинства навязывается всем и всему населению страны как законное и справедливое решение суда? А может быть, это не только дело Маркела? Очень хочется в это верить. Епископ – это наши епископы, это наши столпы православной веры. Епископы выбирают митрополита Молдовы и даже патриарха Московского и всея Руси. И почему суд проходил без представителей митрополии, или почему их на этот суд не пригласили? Спасибо большое за внимание. Спасибо вам за выступление. Мы приглашаем к микрофону представителя ученого сообщества, доктора наук, господина Себастьяна Молдованова. Înal preasfinția voastră, distins prezidiu, stimați cetățeni, întâi de toate mulțumesc organizatorilor pentru șansa care mi-a oferit-o de a vizita pentru prima dată frumoasa dumneavoastră Moldova, cu atât mai mult cu cât numele meu de familie este moldovan. Cred că știți cu toții ceea ce înseamnă. Eu aș dori să vă spun pe scurt câteva lucruri legate de ceea ce am auzit aici. Până în momentul de față, cam 80-90% din informația de pe care am primit-o privește ce este rău, ce ne stă împotrivă, care ne sunt adversarii, care ne sunt greutățile. Cred că ar fi momentul, sau în orice caz ar trebui să plecăm de aici și cu anumite răspunsuri la întrebarea ce avem de făcut. Nu e suficient să știm de ce suferim sau ce ne doare. Trebuie să găsim și remediile, trebuie să găsim și tratamentul potrivit. Eu sunt de profesie teolog. Predau teologie la o facultate ortodoxă din România. Și de aceea ceea ce urmează să vă spun se bazează în principal pe credința creștin-ortodoxă. Tot ceea ce am auzit aici poate fi pus așa sub o etichetă pe care Sfântul Pavel ar numi o taină fără de legii. Pentru că este foarte greu să înțelegem de unde vin toate aceste rele. Noi identificăm diverse surse. Dar știm că la originea tuturor relelor din lumea aceasta se află Tatăl Minciunii, care de la început, spune Mântuitorul, a fost ucigaș de oameni. Și vedeți că în zilele noastre această ucidere de oameni ia o formă aparte. Este vorba de uciderea în special a pruncilor. Taina fără de legii a ajuns la izvoarele vieții. Acesta este lucrul cel mai îngrijorător. Întotdeauna au existat războaie, întotdeauna au existat crime, întotdeauna au existat fratricii de la Cain și Abel, după cum știm. Dar lupta împotriva vieții, chiar de la originea ei, deși avorturi au existat înainte, ca fenomen de scară mondială, sprijinit, promovat, susținut cu politici internaționale și internaționale, este un lucru nou și acesta este de fapt o sinucidere colectivă. Nu se mai sinucid indivizi, se sinucid comunități, se sinucid popoare în numele libertății, în numele dreptului la bunăstare, la fericire și așa mai departe. Vă dați seama ce spunem noi atunci când declarăm că un copil este nedorit? Ce înseamnă un copil nedorit? Noi, în calitate de creștini, spunem de fiecare dată, așa cum ne-a învățat Mântuitorul, precum în cer, așa și pe pământ. Deci dacă Tatăl nostru cel Ceresc hotărăște să aducă pe pământ o altă ființă umană, noi îi dăm peste degete și spunem, nu intervenim în viața noastră. Ești inoportun, lasă-ne pace, noi știm mai bine ce să facem cu viața noastră. Toate aceste lucruri și multe altele despre care s-a amintit aici, pornografia și multe alte lucruri, au într-adevăr, din punct de vedere spiritual, teologic, un nume. Este lepădarea noastră de voia lui Dumnezeu, este încercarea de a-L substitui cu Dumnezeu, cu bunul nostru plac. Nu precum în cer așa și pe pământ, ci precum voiesc eu sau voim noi,
sau voiesc diferite instituții sau grupuri de interese sau partide și așa mai departe. Luptăm împotriva providenței lui Dumnezeu. Ăsta este, de fapt, adevărul, după părerea mea, spirituală despre care vorbim. Nu mai vrem să ascultăm, vrem să trăim, cum se spune, nu știu dacă înțelegeți exact ce vreau să spun, pe cont propriu. Ori viața nu este de la noi, este de la stăpânul ei, este de la obârșii ei, care este Dumnezeu, dar noi nu vrem să ținem cont de lucrul acesta, vrem să trăim pe cont propriu. Dar așa cum știm foarte bine, lucrul acesta nu este posibil și ne costă toate relele pe care le-am pomenit până acum. Ce avem de făcut? Aș vrea să mă refer la două căi, două extreme. Căderile, virtutea este calea de mijloc. Viciile sunt două prăpăstii de o parte și de alta. Și există două lucruri rele pe care trebuie să le învățăm din experiență. Un lucru rău pe care îl vedem, nu știu la dumneavoastră care e situația, dar în România este foarte răspândit, este individualismul. Vrem să trăim pe cont propriu, după capul nostru, după dorințele noastre, după ideile noastre, după ce ni se pare nouă că este libertate. Individualismul. În România există o fel de strategie națională. Se cheamă a te descurca. Adică, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, tu să faci orice, să te faci frate și cu vrăjmașul, numai să-ți fie ție bine. Ne descurcăm. Asta este un compromis moral ridicat la rang de principiu de viață. Nu contează ce facem. Totul este să ne fie bine. Și asta se rezolvă. Legile sunt pentru fraie, dreptatea pentru cine crede în idealisme, da? Noi știm ce să facem, ne descurcăm. Ne-am descurcat și în trecut, ne descurcăm și în zilele noastre. Individualism înseamnă dizolvarea societății, dizolvarea comunității. Nu mai suntem un popor, nu mai suntem familii. Noi vrem să apărăm și să promovăm familia. Familia dispare prin individualism. Vedeți, dispare această solidaritate între oameni. Există însă și o cădere în partea cealaltă, care vine prin ideea de colectivism. Ce are rău colectivismul? Ce nu este moral în colectivism? În colectivism, imorală este neputința învățată. Faptul că avem nevoie de alții ca să facă ceva pentru noi. Avem nevoie de alții deasupra noastră. Avem nevoie de un stat, avem nevoie de un dictator eventual, avem nevoie de o providență, nu de Dumnezeu, ci de o providență umană care să rezolve lucrurile în locul nostru. Noi ne plângem că asta nu merge, că ailaltă nu se găsește, că treburile stau așa și pe dincolo, în țară, în orașul nostru, în satul nostru sau în lumea largă. În România ne plângem într-una. Lamentația este o pasiune națională. Ne plângem între noi, ne plângem la televizor, ne plângem în parlament, peste tot ne plângem. Bineînțeles că ceilalți sau alții sunt de vină. Și în același timp ne face plăcere să ne descurcăm cum putem. Ca să evităm ambele extreme, avem învățătura Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Avem ceea ce ne învață Sfântul Pavel, ceea ce le scrie galatenilor este valabil și pentru noi. Sfântul Pavel în epistola către Galateni a spus așa: purtați-vă sarcinile unii altora, pentru că așa veți împlini legea lui Hristos. Ce înseamnă acest lucru, să ne purtăm sarcinile unii altora? În paranteză spus, sarcină în limba română are și conotația de a fi însărcinat, de a purta în pântece. Venirea pe lumea unui om nu este doar problema a doi părinți, eventual a unuia. Este problema unei întregi comunități, nu e doar problema unei familii. Acest copil vine pe lume nu doar pentru părinții săi, ci și pentru întreaga comunitate. Mântuitor a spus, nimeni nu aprinde făclie să o pună sub masă, ci este ridicată sus și luminează în sfeșnic. Orice om este o făclie, orice om este trimis de Dumnezeu în lume,
nu numai pentru binele său și al părinților, pentru binele unei întregi generații de oameni. Nu depindem în viață numai de părinții noștri, depindem și de copiii noștri, așa cum s-a arătat foarte bine aici cu privire la iarna demografică. Cu toții suntem responsabili, nu numai de proprii noștri copii, ci și de copiii celor din jurul nostru. Ce vreau să spun cu aceste lucruri? După părerea mea, una dintre cele mai neglijate aspecte ale problemei, noi vorbim despre drepturile sau datoriile individului, despre drepturile sau datoriile țărilor. Nu vedem suficient de bine, sau despre familii, nu vedem foarte bine că nici indivizii, nici familiile, nici națiunile nu trăiesc fără comunitățile locale. Care este un nivel intermediar? Mai multe familii la un loc, nu, cum să spun, o familie nu poate propăși decât dacă se aliază cu alte familii. Țările, națiunile nu pot trăi decât dacă se bazează pe puterea comunităților locale. Din punct de vedere bisericesc, aceste comunități locale sunt parohiile. Vă rog să vă gândiți dacă noi mai avem sau nu parohii realmente, nu administrativ. Dacă oamenii din parohie, dacă cei care fac parte din aceeași parohie, cunosc câți bolnavi sunt în parohia aceea, câte familii cu copii numeroși există, cât săraci sunt, și dacă fac tot ceea ce ne învață Mântuitorul să facem, spunându-ne că judecata lui Dumnezeu va consta în testul dacă am făcut sau nu unuia dintre acești frați mai mici. Problema numărul unu, după părerea mea, și răspunsul la toate aceste probleme ale noastre, dacă privim spre Evanghelie și spre învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, este iubirea. Dar nu o iubire declarativă, nu o iubire bună numai în zile de sărbătoare sau la festivități, sau în poezie, sau chiar în poezia liturgică, ci o practică a vieții de zi cu zi. Avem nevoie să învățăm să ne iubim unii pe alții, adică să ne purtăm sarcinile, greutățile. Tinerii evoluează spre hedonism pentru că se simt singuri și hedonismul, căutarea plăcerii, este o strategie de a uita, le e teamă de viață, le e teamă de durere, le e teamă de suferință. Principala problemă, după părerea mea, este singurătatea pe care mi-o transmite acest colectivism promovat prin mass media, un colectivism cultural. Suntem toți o apă și un pământ, adică suntem singuri, suntem neputincioși, avem nevoie noi să ne refugiem în plăceri, și alții, statele, imperiile, să ne rezolve problemele. Din punct de vedere creștin, întrebarea pe care o vă pun să vă gândiți este, și care asupra căreia să medităm, este nu dacă mai mergem sau nu la biserică, ci cum plecăm de la biserică. Ce facem după ce plecăm de la dumnezeiasca liturghie? Ne ducem în parc, ne ducem acasă, unde facem? Ce se întâmplă după aceea? Ce se întâmplă cu puterea pe care o primim de la Domnul nostru Iisus Hristos? Puterea de a nu ne mai fi teamă de moarte. Există o singură putere capabilă să răstoarne orice politică, fie națională, fie mondială. Credința în învierea Mântuitorului. Asta spune Sfântul Pavel în Roman 13, că statul poartă sabie și să ascultăm de stat, pentru că altfel... Dar creștinii, și gândiți-vă la creștinii din primele veacuri, până la Sfântul Constantin cel Mare, au fost nebiruiți. De ce? Pentru că au crezut în înviere. Și ce legătură există între credința în înviere și dragoste? Ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Ne spune așa în prima epistolă. Noi știm că am înviat sau că suntem părtași la învierea lui Hristos dacă iubim pe frați. Adică pe toți oamenii. Începând cu cei ai familiei noastre. Să practicăm, să învățăm această iubire a lui Hristos și iubirea noastră unul față de altul, și atunci nicio politică nu ne va putea lua decât cel mult viața aceasta. Vă mulțumesc!
Поблагодарим еще раз нашего гостя за столь убедительное и яркое выступление. Но я думаю, что следующее будет не менее ярким, потому что мы приглашаем к микрофону его высокопреосвященство епископа Бельского и Фалерского Маркела. Cinstiți părinți, frați și surori, cred că a sosit momentul să aducem sincere mulțumiri. Mulțumiri, mai întâi de toate, celor care au binevoit să ne viziteze. Mulțumim tuturor celor care stau de altfel în prezidiu și nu numai. Mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Vreau să mulțumesc vorbitorilor precedenți, domnului prim-ministru Vasile Tarlev, pentru discuția emoționată. Vreau de asemenea să mulțumesc domnilor veniți din Statele Unite, domnului Don Federer și Steven Weber, pentru că au găsit posibilitatea să ne viziteze și pentru că au venit, poate ei încă nu știu, mai dar mai au și de ascultat durerile noastre. Avem de gând să le spunem. Vreau să mulțumesc domnului Paul Chiril pentru discursul care a fost, nu știu cum așa, ca un dilemn și vin turnat pe suflet, mulțumesc domnule. Mulțumesc domnului Bogdan Stanciu pentru acea statistică care dacă vreți, ne-a zguduit. Ne-a zguduit până la adâncul sufletului și mai ales fraza că voi, Republica Moldova, aveți credei dânsul și eu tot așa cred, că Doamne ferește, dar trebuie să bem același pahar, adică să parcurgem aceeași cale. Vreau să mulțumesc domnului Sebastian Moldovanu, pentru, într-adevăr, discuția sufletească. Mulțumesc foarte mult. Să știți că acest discurs, cred eu că a căzut adânc, a iduma unei semințe în țară, în multor suflete și cred eu că ne va promova o gândire mai creștinească. Vreau să mulțumesc domnului Anatolie Plugaru deosebit pentru fraza de încheiere. Noi, creștinii din Moldova, suntem cu toții datori să ne apărăm tot ce avem mai sfânt, credința ortodoxă. Mulțumesc tuturor! Și chiar dacă avem diferite gânduri, mă refer la Bogdan Stanciu, sunt un statalist al Moldovei. Să știți că între noi trebuie să fie un gard, chiar ca și între doi frați, de tată, de la un tată și de la o mamă. Oricum, ne unim prin ce avem comun, credința, care nu știe de hotar. Și pe toți, asigurându-i că vă aflați la prieteni, vă aflați la oameni gospodari, vă aflați în ospeție la binevoitori. Tuturor, cu cuvânt de pace și salutare de dragoste într-o Hristos Iisus Domnul nostru, le zic bine ați venit la Bălți. Și pentru că avem rara posibilitate să vorbim cu cei care exportează democrație cu carul din țările europene, din Statele Unite, fără să ne întrebe pe noi, simplu popor, simplii creștini a Republicii, a țării, Republica Moldova, pentru că până astăzi au vorbit doar numai cu, hai să-i numim, conducători ai țării noastre, care nu prea au de gând să țină cont, să ia în calcul părerile simplilor oameni cetățeni, haideți să le spunem ce dorim, ce ne doare, ce vrem și ce nu vrem, adică ce respinge sufletul nostru. Sunt sigur că aceste întâlniri sunt binevenite și că avem posibilitatea să vorbim față la față, nu prin intermediul demnitarilor de la Chișinău, care ne văd bine, ne salută, chiar cu plecăciune, chiar intră prin biserici și stau. Nu știu dacă sunt în biserică, domnul Viorel Moldovan, nu știu dacă sunt în biserică ei, atunci când stau cu lumânările în mână, de parcă în biserică n-ar fi sfeșnice. Dar vin odată în 4 ani. În rest,
ei cu viața lor și noi cu necazurile noastre. Așa deci, domnilor oaspeți, fiți bineveniți și vă rog să ne ascultați. Iată de ce cred că sunt eu că sunt binevenite aceste întâlniri sau întâlniri de acest gen. Pentru că, după cum spun solii moldovenilor, care treapătă des drumul spre Bruxelles, Europa așteaptă cu sufletul la gură intrarea statului și poporului moldovenesc în această comunitate, adică în comunitatea civilizației europene. Mai spun chișinăuienii iubitori de turnee europene că acolo oameni buni e raiul, îmblă aproape că câinii cu colaci în coadă. Și că noi vom avea de toate, nu vom duce lipsă de nimic chiar dacă pământurile noastre, viile, livezile, gem sărmanile neîngrijite, împărăginite. Lasă să se strice merele neculese pe pom și strugurii în tufele de vie. Nu-i nimic, ei bine, oameni buni. Vom avea de toate pentru că Europa ne va face gospodari. Așa cred, sau mai bine zis, așa spun demnitarii de la Chișinău. Nu trebuie noi să facem nimic decât nițel să ascultăm de stăpânitorii noștri din Europa, pentru că trebuie să asculți de cel care dă bani. Și chiar dacă acești bani, oameni buni, nu ajung la beții țărani moldoveni, oricum trebuie să ascultăm, pentru că ei nu mai cer chiar atât de mult. Cer o nimică toată. Cer doar să renunțăm, atenție vă rog, la originea noastră creștinească. Cer să ne lepădăm de valoarele noastre istorice, tradiționale, naționale, să ne lepădăm de tot ce este creștinesc. La părerea unor moldoveni europeizați până la măduva oasului, aceste valori tradiționale, naționale, creștinești s-au cam învechit și sunt bune doar de aruncat la coș. Ni se mai propune așa, ușuriel, chiar neofensator, mai ales nedureros pentru părinți, să nu-i mai numi mamă și tată, că nu de altceva, dar se simt nu chiar bine cei care au părinți gay, care au părinți doi bărbați sau două femei. Rușine mare, oameni buni, promovată de demnitarii noștri de la Chișinău. Frați creștini, toate acestea sunt cele care formează temelia existenței noastre ca popor al lui Dumnezeu, ca entitate creștinească. Dar, la părerea unor conducători din Chișinău, ele nu mai prezintă nimic bun și se poate de renunțat la ele, mai ales dacă cineva plătește pentru aceasta bani. Și nu-i nimic rău dacă acești bani echivalează cu cei 30 de arginți blestemați, arginți trădători, arginții lui Iuda. Fraților, surorilor, moldovenilor, creștinilor, haideți să chibzuim cu toții. Se cuvine oare să plătim cu sufletul mendrele unor politicieni? Mendre care nici măcar nu sunt doleanțele marii majorități a societății noastre moldovenești. Se cuvine oare să uităm ceea despre ce și cum ne avertizează Sfânta Scriptură, care spune ce va folosi omul de va dobândi lumea întreagă, dar își va pierde sufletul. Stimați demnitari europeni, încă o dată zicându-vă bine ați venit, vă asigurăm că vă cinstim, vă stimăm și, dacă vreți, chiar v-am așteptat. V-am așteptat pentru că atunci când am auzit că veniți,
pe la noi și aveți de gând să ne ascultați, atunci chiar am apelat la cei cărora nu le este indiferent ziua de mâine, cărora nu le este indiferent starea morală, pe care îi mai doare sufletul. Să venim, să ne uităm la dumneavoastră și să ne arătăm în fața dumneavoastră. Vreau în sensul acesta ca să știți și dumneavoastră, pentru că altul nu vă va spune, cel puțin demnitarii de la Chișinău, aceasta o va ascunde cu multă sârguință diavolească. Vreau să știți că poporul creștin al Republicii Moldova nu alege și nu influențează vectorul de dezvoltare a țării, din simplu motiv că, de părerea noastră, a majorității covârșitoare nu ține nimic cont. Creștinii din Republica Moldova, pentru că numai ortodoxi, ne numărăm aproape de 94%, dar mai sunt și alții. Așa, deci, creștinii din Republica Moldova nu controlează fluxul de bani venit din Europa, din Est, și nu controlează nici măcar gestionarea lor. Chiar dacă e conștient că va trebui întoși cândva. Și vrem, noi ori nu vrem, dar poate chiar noi vom întoarce acești bani. Nu știm. Dar viitorii după noi, adică generațiile care vin după noi, copiii noștri, oameni buni, va trebui să întoarcă acești bani. Și iată, noi am vrea să știți că noi dorim următoarele. Noi dorim, voi cei care exportați, nu vă supărați că zic așa, pentru că am înțeles, gândiți și dumneavoastră ca noi, dar spuneți la cei din țările pe care le prezentați, că noi creștinii dorim, simplu de tot, să ne lăsați sufletul în pace. Să nu ne stricați morala, să nu ne stricați credința, nu ne remodelați, oameni buni, nu ne transformați pe noi în indivizi după standardele europene care nimic creștinesc nu mai poartă în ei. Lăsați-ne așa cum suntem, cu mamă, cu tată, cu familii tradițional creștinești, cu gutui la grindina podului, cu busuioc și cu prosoape la icoane, cu cruciulițe de la botez la pept. Nu ne secularizați după cum se face în alte țări, adică nu ne-l scoteți cu sila pe Dumnezeu din sufletul nostru, din viața noastră, și nu ne impuneți cu sila aceste legi pe care le adoptă docilii noștri de la Chișinău, demnitari. Iată, doar acestea vrem. Oare chiar atât de mult vrem noi? Oare chiar noi cerem ceva ofensator sau neomenesc? Noi vă cerem să lăsați firescul nostru în pace. Și insistăm mult la aceasta. Sperăm să fim înțeleși. Iar dacă nu, oameni buni, fiți conștienți că vă ridicați împotriva așezămintelor dumnezeiești. Și dacă nu ne veți auzi și pe noi, dar aceasta înseamnă, dacă nu auziți glasul sufletesc, vocea sufletească, să știți că nici Dumnezeu nu se va îndura de această categorie de oameni care provoacă apostazie, care îl marginalizează pe Dumnezeu din viața noastră creștinească. Să știți că nici noi, creștinii moldoveni, nu vă vom înțelege, poate chiar să zic ceva mai mult, nici nu vă vom ierta. Acesta este strigătul firesc a sufletului nostru. Sperăm să-l auziți. Și chiar insistăm, auziți-l, oameni buni, că cu toții avem urechi de auzit și înțelepciune să înțelegem.
Vă mulțumesc și pentru că n-am lăsat loc translatorului de vorbă. Înmânez ceea ce am spus, ceva din trânsele, desigur că numai ce a fost scris, pentru traducere. Mulțumesc, Bogdan! Mulțumesc, Bogdan! Приглашаю к микрофону человека, который много сделал для укрепления нашей духовности, экс-вице-премьера Виктора Степанюка. Стимат аудиенца, бона зива, стимат президиум, organizatorii acestei conferințe, având în vedere că eu trebuie să vorbesc la sfârșit, eu o să vorbesc foarte laconic. Eu cred că cei care au vorbit, din mai multe puncte de vedere, dar având în vedere, în primul rând, ca subiect, familia. Ce facem noi cu siguranța, stabilitatea aceasta a familiei? Noi cred că în această sală înțelegem fiecare ce s-a întâmplat cu țara noastră în ultimii 25 de ani. Este evident o degradare foarte mare, în primul rând, a vieții în societate. Când vorbești de 1 milion de gastarbeiteri în această țară plecați din Moldova, desigur, asta este o catastrofă. Sunt un simplu profesor de istorie, m-am deprins tot timpul să analizez indicatorii, inclusiv statistica, și așa o degradare Moldova nu a avut-o probabil că din secolul XVIII, în timpul regimului Fanariot, când erau aici turcii. Adică perioada rusească, românească, sovietică nu au fost mai dramatice decât situația de astăzi. În acest sens, 1 milion de gastarbeiteri, 700.000 de tineri care avem astăzi practic fără locuri de muncă. Noi avem aici la nivel de 90% de tineri fără locuri de muncă. Avem circa 620.000 de copii, dintre care aproximativ 400.000 trăiesc în familii foarte sărace, cu părinții plecați, numai cu bunei acasă, care nu au posibilitatea să primească cea mai elementară educație. Profesorii, școala nu se isprăvește cu această sarcină acum. Plus de asta, foarte bine au vorbit colegii noștri. Ce înseamnă pornografia deschisă, de fapt, în internet? Aceasta e o lovitură, în general, împotriva tinerii generații, fiindcă sunt lucruri care nu poate copilul să le afle la 6, la 10, la 12 ani. El trebuie să le afle mult mai târziu în viața de toate zilele. În acest sens, și având în vedere marea confruntare care este astăzi internațională între marele puteri internaționale, trebuie să spunem că suferă în primul rând popoarele mici. Popoarele mici s-au luptat pentru drepturile lor din antichitate. Au fost imperii mari, dar au fost tot timpul state suverane. Acum noi avem 200 de state suverane în lume. Se vede o tendință elementară de monopolizare iară a spațiului politic, adică de fapt de dispariția statelor. Pe de o parte ele o să apară, probabil că o să fie confruntări, dar acolo unde sunt problemele, mai ales așa, unde le avem noi aici în Europa, într-o parte din țări europene, la intersecția dintre Occidentul cel mare și Rusia cel mare, popoarele acestea din centru și inclusiv noi, Republica Moldova, probabil că România, Bulgaria, Ucraina de astăzi, noi vedem Gruzia, vedem Polonia, probabil o să suferi numai decât țările baltice. În acest sens, monopolizarea respectivă trebuie respinsă. Adică monopolizarea este nu numai în viața economică, dar ea este în politică. Și cel mai primejdios, și colegii noștri au vorbit, este o monopolizare la nivel mental, la nivel ideologic, când se promovează concret, dintr-un singur centru, tipul de viață, mentalitatea care trebuie să o avem. Și ea este împotriva popoarelor. Fiindcă primul lucru ce trebuie făcut pentru popoare trebuie ca să rămână tradiția. Deci bună educație care trebuie să o primească copilul de la bunei, de la străbunei. Pe baza aceasta, încă în Antichitate, Platon, Aristotel și alți mari filozofi antichității ne-au învățat. Învățați
Deci, în primul rând, de la părinți și de la străbuniți, adică învățați modul de viață. Astăzi noi vedem că suntem reprezentanți de la biserici diferite, de la credințe diferite. Dar fapt că tradiționalismul acesta este normal și este vital pentru civilizație. El permite, într-un fel, să avem încredere în ziua de mâine. Dar el trebuie să ne ajute totodată și foarte bine a vorbit profesorul respectiv din România, care a spus că este una să criticăm viața de astăzi și este altceva să vedem soluțiile. Soluțiile se ved și în domeniul spiritual, trebuie să ne știm, să ne apărăm, dar și în domeniul economic, cultural, social și așa mai departe. Desigur, trebuie să aducem în prim plan persoanele cu autoritate, autoritatea morală. Oamenii care știu a face economia nu pentru 5%, fiindcă noi avem monopolizarea aceasta economică internațională la câteva state, noi avem aceeași monopolizare economică în orice stat, adică au apărut câteva grupuri de oligari, de obicei este vorba de 4-5% care țin în mână tot. Ce înseamnă astăzi sistemul bancar de Republica Moldova? Tot e în mâna nu a statului, dar câtorva particulari, inclusiv care sunt mari politicieni în țara noastră. Ce înseamnă astăzi viața culturală, viața ideologică? Asta e liberalismul, libertinajul, care e promovat la fel de la structurile Consiliului Europei, din Statele Unite, din spațiul Uniunii Europene și așa mai departe. Deci, într-un fel, ni se dictează niște cleșee care ni sunt, într-un fel, străine. Și această demonopolizare trebuie să aibă loc, adică noi trebuie să ne luptăm real pentru a nu înainta lucrurile care sunt făcute împotriva națiunilor. Eu cred că din acest punct de vedere, biserica, tradiția trebuie să ne fie sprijin pentru noi toți, să găsim în rândurile noastre și oameni de știință și oameni cu autoritate și fiță bisericești, dar inclusiv și politicieni, care ne-ar ajuta să înțelegem mai bine lucrurile. Fiindcă o mare problemă a noastră este, deci în general, înțelegerea fenomenelor. Fenomenele ne-au depășit. Fenomenele ne-au încurcat. Să întâlnesc 4 oameni de știință, 4 istorici și o să dai analiză diferită la situație. Să întâlnesc 4 politicieni care nici de cum nu se pot înțelege, deși problemele sunt unele și aceleași. Observați în campaniile electorale când vin partidele politici, tot promit. Noi îți vă dăm salarii mai înalte, noi îți vă creăm locuri de muncă. Că ne întreg, dar de ce nu ați creat? Acum m-a încurcat Vasile, m-a încurcat Ion. S-ar părea că ei au programe asemănătoare, dar nu au capacitatea să se înțeleagă între dânși. Probabil că noi avem nevoie de mai multă înțelegere. Și eu mulțumesc colegilor noștri, organizatorii, că azi ne-au dat posibilitate să discutăm și să aflăm, deci, punctele de vedere care ne despart puțin. Dar, în general, să înțelegem că avem de lucrat pentru a salva inclusiv și națiunile slabe. În cazul nostru este vorba de, vă spun, de această mare confruntare internațională. Eu, ca istoric, poate o văd într-un fel, dumneavoastră vedeți, ea este foarte mare această confruntare. Și popoarele, dacă o să reziste, în primul rând, duhovnicești, cum îi spunem noi, spiritual trebuie să rezistăm. Și să avem capacitatea să aducem niște argumente. Azi au fost aduse foarte multe argumente. Mă bucur de cuvântările colegilor noștri din Statele Unite, din Franța, din România. Am avut oameni foarte culți astăzi. Și vă mulțumim dumneavoastră că ne-ați ascultat. Fiți sănătoși! Для того, чтобы подвести итоги нашего мероприятия, конференции, приглашаю к микрофону одного из главных организаторов сегодняшнего события, экс-премьера Республики Молдова, господина Тарлева Василия Павловича. Iubiți întru Hristos, frați și surori, mă rog de mă iertați. De ce spun acest lucru? Că sunt și eu om ca și dumneavoastră, poate am greșit cu vorba, cu fapta, cuvântul, cu gândul, dar aici, în această mare sărbătoare sau această mare perioadă de mare responsabilitate a creștinilor ortodoxi, de acest post mare, eu, ca unul din cei coorganizatori acestui eveniment, mă gândeam, voi greși sau nu voi greși? Dacă ne vom aduna,
vă vom invita și vom vorbi aceste lucruri. Cred eu că n-am greșit. Doresc să mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui eveniment, tuturor celor care, în pofida problemelor sale în diferite țări ale lumii și Statele Unite ale Americii și Franța și România și multe altele țări, astăzi au lăsat treburile casnice și au venit alături cu noi pentru a constata starea de lucruri, pentru a ne informa, pentru a ne împărtăși și evident că a ne susține. Sunt oameni buni, sunt oameni prietenii noștri, unii împreună vom face lucruri mari. Clar că avem multe neajunsuri. Ce s-a vorbit aici este doar o mică parte din ceea ce dorim sau ceea ce noi ne confruntăm de zi cu zi. Însă, vreau să vă spun un lucru care știe toată lumea. Ochii sperie, dar mâinile și picioarele bucură. Unde-i unul, nu-i putere. Unde-i smulți, puterea crește. Aici vrem să fim împreună. Mai mult ca atât, s-a vorbit aici de politica țărilor mari. În Ucraina a început războiul unii, dar se combat cu sărăcia și moartea cu totul alții. Dumnezeu va avea grijă de toți. Este o vorbă înțeleaptă. Țările mari fac politică mare, dar cele mici trebuie să facă politică deșteaptă. Noi, de la Dumnezeu, avem astăzi, în această perioadă, o țară relativ mică geografic. Însă avem oameni gospodari, avem oameni înțelepți, avem creștini adevărați, avem oameni cu tradiții, unde noi trebuie să contribuim la dezvoltarea statalității, independenței, integrității teritoriale a Moldovei, bunăstarea poporului și de face de a fi mai bine, să păstrăm tradițiile moșilor strămoșilor. Vreau să vă spun un lucru care de multe ori îl întâlnesc și eu. Oamenii pe pământ spun că se împart în trei categorii. Prima categorie este cel care se învață pe greșelile altora, a doua categorie se învață pe greșelile sale și a treia categorie nici pe ale altora, nici pe ale sale, de zi cu zi calcă în aceeași greblă. Eu doresc ca poporul meu, moldovenesc și nu numai, oamenii de bună credință, cei care au frică de Dumnezeu, să facă parte din categoria întâi. În cel mai rău caz, din categoria a doua. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru înțelepciune, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și sunt ferm convins că astăzi a fost un eveniment plăcut, important și evident că am pus temelia a unui drum corect, unde neapărat împreună cu dumneavoastră, cu credință în suflet, vom ajunge la acel bun scop pe care a fost zămăslit de Dumnezeu, de părinți, de moși și strămoși. Să vă aibă Dumnezeu în pază la mai mult și la mai mare. Mulțumim mult! Conferința de azi s-a finalizat, ceea ce am planificat. Succес! Дорогие друзья, спасибо за внимание, спасибо за участие.